Hei, bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă seară din seria Dicționarului de idei și ideologii. În seara aceasta o să vorbim despre colonialism. Mai degrabă o să ne întrebăm ce este colonialismul. Îl avem cu noi, ca de obicei, pe Ciprian Mihali, care este conferențial la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și predă filozofia contemporană. Bine ai revenit, Ciprian! Bine, te regăsesc, Cristi, bună seara tuturor! Invitatul nostru în seara aceasta este Ovidiu Țichinteleanu. Bine ai venit, Ovidiu! Bună seara, bine v-am găsit! Ovidiu este editor al revistei Ideea, Artă și Societate și coordonator de colecții la editura Ideea, precum Pluritopic, prima colecție dedicată exclusiv gândirii teoreticienilor non-occidentali. Doctor în filozofie, Binghamton University, State University of New York în 2009. Scrie despre teorie critică socială, gândire decolonială, filozofie interculturală, teorii istorice ale simțurilor și percepției, istoria filozofiei, Europa de Est și istoria culturală a postcomunismului. Predă din 2012 la Școala Decolonială din Middelburg, Olanda. Co-inițiator al Școlii Internaționale de la Telciu. Este co-curator cu Raluca Voinea al expoziției internaționale After the Canal, There was only Our World, Ljubljana, Slovenia 2019, despre deschiderea canalului Suez în 1869 și consecințele sale asupra periferiilor Europei. Are în pregătire cărți despre istoria culturală a tranziției, despre situarea Europei de Est în durata lungă a modernității și o revizitare a experienței socialiste. Deci un om care știe să ne pună în această problemă a colonialismului. Ca de obicei o să-l rog pe Ciprian să ne introducă puțin în subiect. Da, de ce am vorbit despre colonialism, unde ne situăm în raport cu celelalte idei și ideologii? Da, trebuie să spunem câteva cuvinte de introducere, pentru că suntem cu colonialismul tot în modernitate. Colonialismul este the dark side of modernity, dacă putem să îi spunem așa. Colonialismul este prietenul din umbră, suportul din umbră a tot ceea ce am discutat până acum despre modernitatea europeană. Am vorbit despre progresism, am vorbit despre liberalism, am vorbit despre o grămadă de doctrine politice, social-democrație, conservatorism și așa mai departe. Trebuie să știm că majoritatea acestor doctrine aveau ceva în comun în secolul al XIX-lea, în momentul în care au apărut. Aveau o anume idee a universalismului, a ideii de o anumită idee a civilizației. Civilizația este universală. Oamenii trebuie să fie toți uniți, trebuie să fie toți liberi și să fie liberi și egali în drepturi. Așadar, pe moștenirea declarației de la 1789, toți oamenii se nasc liberi și egali în drepturi, dar toți oamenii, accentul trebuie să-l punem aici pe toți oamenii, pe oameni. Respectiv pe cei care sunt cu adevărat oameni. Pentru că din sfera umanității, Europa a exclus vreme de 500 de ani aproape o mare parte din omenire. Juriști, filozofi, oameni de știință, chiar și preoți sau persoane din cler, au depus eforturi supraomenești, să spunem cumva ironic, pentru a demonstra că umanitatea este privilegiul unei părți din cei care locuiesc planeta și că în afara acestei umanități europene, o bună parte dintre membrii a ceea ce pretind a fi oameni nu au toate însușirile umanității. Prin urmare, acestora nu li se aplică majoritatea dintre trăsăturile umanității europene. Sunt oameni fără religie, sunt oameni fără morală, sunt unii dintre ei canibali, alții nu au tot felul de ritualuri păgâne, se închină la idol și așa mai departe. Tot atâtea motive care pot să justifice misiunea civilizatoare a Europei. Marile puteri europene, cele care sunt și astăzi în mare parte puterile lumii occidentale, Anglia, Franța, Spania, Portugalia, Olanda, Belgia, chiar și Italia,
chiar și Germania, nu mai vorbesc despre Belgia cea mică, Danemarca la un moment dat, un pic și țările scandinave se regăsesc în cugeți și în simțiri, da? Se regăsesc în cugeți și în simțiri în jurul acestui proiect de civilizare a restului lumii. Civilizarea restului lumii este numele elegant al colonizării. În ediția de astăzi, noi va trebui să vorbim poate mai mult despre colonialism decât despre, colonizare. Trebuie să știm despre colonialism, este doctrina sau ideologia care justifică și promovează colonizarea, înțeleasă ca o extindere a suveranității statelor europene în special, nu numai europene, pentru că o să vedem colonialismul are și câteva excepții non-europene, dar este o extindere a suveranității unui stat asupra unor teritorii situate în afara frontierelor sale naționale. Este o ideologie așadar foarte puternică, este una dintre ideologiile cele mai importante ale secolului al XIX-lea și a primei jumătăți a secolului al XX-lea. Cuvântul însuși de colonialism apare undeva prin secolul XIX și se încetățenește la începutul secolului XX și el descrie, justifică o acțiune uriașă care se întinde, așa cum spune istoria de astăzi, se întinde pe vreme de câteva secole, care este până la urmă o acțiune de jefuire din partea puterilor europene a restului lumii. Am câteva citate aici, nu știu dacă timpul ne va permite să le folosim, dar dacă tot suntem la momentul acesta de deschidere și înainte să-i dau cuvântul lui Ovidiu, v-aș recomanda această carte pe care am tradus-o acum câțiva ani, Critica rațiunii negre a lui Achille Bembe. Achille Bembe este un filozof de origine cameruneză și care spune despre modernitate că a fost posibilă grație acestui proiect de colonizare, grație acestei ideologii unificatoare care a permis și care a justificat din toate punctele de vedere, științific, pentru că nu-i așa, non-europenii sunt inferiori, juridic, pentru că nu-i așa, pământurile de pe restul planetei sunt ale nimănui. Prin urmare, noi putem să ocupăm Africa, America de Sud, Asia, pentru că ele nu aparțin nimănui din moment ce nu aparțin nimănui din Europa. Religios, pentru că oamenii aceștia trebuie să fie convertiți într-o bună credință a lui Dumnezeu. Etic, pentru că acești oameni sunt cruzi și își provoacă suferință unii altora. Și așa mai departe. Există toate justificările și există, dacă vreți, dacă există în secolul al XIX-lea o unanimitate în rândul diferitelor opțiuni politice, ei bine, această unanimitate se regăsește mai degrabă în jurul proiectului colonial. O unitate care se va fărâmița în timp și Ovidiu va ști să ne explice de ce în secolul 20 apare destul de devreme apar primele idei anticoloniale, anticolonialiste și care evident vor sta la baza mișcărilor mari de eliberare colonială de după cel de-al doilea război mondial. E mult de vorbit, este o temă foarte generoasă și este o temă care, în ciuda aparențelor, ne privește la fel de mult ca orice altă temă pe care am discutat-o aici. Colonialismul este un proiect al nostru, al umanității, din care facem parte, nu pentru că suntem albi și pentru că noi înșine am fi fost colonialiști, ci pentru că trăim cu toți într-o lume colonială și postcolonială sau decolonială și asta va ști să ne spună Ovidiu mult mai bine. M-am întins mult pentru că e o temă care mi-e apropiată și mie, am lucrat cu studenții un curs întreg pe această temă, am găsit texte extraordinare ale unor autori de la Frantz Fanon, la Aimé Césaire sau la Brown, la autori pe care i-am și tradus și eu și Ovidiu i-am tradus în limba română. Dar gata, ajunge cu tot ce am spus eu, că iau din timpul lui de vorbire. Ovidiu, te rog, ce este colonialismul, ce nu este el și cum trebuie să ne raportăm noi astăzi la această uriașă fațetă a modernității? Mulțumesc foarte mult, Ciprian, pentru introducerea asta, care într-adevăr pune nu doar repere, dar și tonul, cred, foarte bine. Și aș începe, de fapt, schimbându-mă un pic planurile de la ultimele tale remarci, tocmai pentru a da o senzație mai concretă
De ce trebuie să vorbim, de ce e important să vorbim despre lucrurile astea? Și exemplul pe care îl dau cel mai des, despre care cred că ne aduce pe toți mai aproape de perceperea faptului că suntem într-o lume modernității și colonialității, e cel al mâncării. Care este, și anume la noi, care este mâncarea cultivată în spatele fiecărei gospodării din România, dar putem extinde peste Europa. Ce se cultivă acolo? Porumbul, cartoful, fasolea, roșia, ardei grași. Toate aceste legume care alcătuiesc dieta de bază, chiar alimente naționale în România și nu doar, n-ar fi fost posibile dacă nu ar fi existat proiectele de cultivație ale civilizațiilor indigene din America, din centrul Americilor până în sudul Americilor. Din centru roșiile, din sud cartoful. Iar faptul că au devenit cumva atât de parte din ființa noastră, că într-adevăr corpurile noastre, sensibilitățile noastre sunt atât de pătrunse cumva de această istorie, cred că e indiciul cel mai bun că vrem, fie că nu vrem, ne aflăm în lumea care a fost creată începând din 1492 și care continuă să ne afecteze în moduri pe care le rămâne să le deslușim. De aici aș porni, de la acest exemplu, care e la îndemâna tuturor, cred, și sper că informațiile și ideile în care vom intra mai departe, un pic mai complexe, probabil, dacă vor fi prea complexe sau prea multe, aș invita toți cei care ne ascultă să se întoarcă înapoi la acest prim exemplu și să se gândească un pic asupra ramificațiilor sale. Așadar, după cum ai spus, citându-l pe Walter Mignolo, colonialismul e partea mai întunecată a modernității, partea obscură a modernității. Asta vrea să spună că nu este un accident, nu este o sumă de evenimente disparate care au avut loc aici și acolo, ci este consubstanțial modernității. Colonialismul e în cuvinte lui Anibal Quijano, sociologul chilean care a fost foarte influent începând din anii 90. Nu există modernitate fără colonialitate. Partea asta întunecată a modernității, colonialismul și efectele sale și logicile sale, numite colonialitate, creează în aceeași măsură lumea în care trăim, de o parte pozitivă, să zicem, și una negativă. Însă lucrurile nu sunt chiar așa de simple, desigur. Însă, înainte să intrăm în carne, trebuie să pornim și de la faptul că de unde suntem. Și suntem într-o sferă publică, nu? Și într-o situație, într-un moment în care literatura disponibilă despre colonialism e în continuare fie limitată, fie foarte părtinitoare. Părtinitoare în ce sens? În două sensuri mai mari, să spunem. Unul, fie că e redusă la dimensiuni, dar se trece peste, în general. E ceva ce privește pe ei, pe cei colonizați, cei de acolo, nu pe noi. Și în al doilea rând, e contracarată chiar de narațiuni triumfale, prin care toată istoria umanității e prezentată ca fiind istoria ascensiunii Occidentului. Iar tot restul devine un fel de ornament secundar pe lângă această mare istorie, mare narațiune care e ascensiunea Occidentului. Din păcate, asemenea narațiuni
predomină nu doar, să zic, literatura populară care continuă să se fie centrată pe epoca marilor, așa ziselor, mari descoperiri. Nu doar literatura, dar chiar și literatura mai recentă, precum, de exemplu, publicarea repetată a lui versiunilor prezentate de istoricul Niall Ferguson, tradus și foarte ubicu și în librăriile noastre, care prezintă direct, în mod direct, o narațiune apologetică a colonialismului, susținând că, în fond, a fost ameritat, a fost chiar o politică care ar trebui continuată de Ovidiu, marile imperii. Pentru claritate, că eu am admirat întotdeauna, i-am admirat pe mari exploratori, pe Columb, pe Magellan și așa mai departe. Ei au fost parte a colonizării? Da, sigur. Exemplu cel mai simplu, putem să pornim de la Columb, care putem să ne gândim la expedițiile sale, la diferența între prima și a doua expediție. În prima expediție, cu trei caravele, ajunge în Caraibe, pe care unde crede că a ajuns în estul Chinei, folosind materiale care în cele din urmă se trag din poveștile lui Marco Polo, da? Crede că a ajuns în estul Chinei cu cele trei caravele, una dintre ele e blocată și în acel moment insula respectivă, Haiti, care se numea Bohio în limbajul local, era împărțită în aproape 20 de regate, iar conducătorii unei părți din acestor regate vin și vorbesc, fac o conferință cu Columb și conferința are loc în condiții pașnice. Cad de acord să-l ajute, cad de acord să-i dea resurse ca să-și repare caravela. În cele din urmă ei pleacă capturând în jur de 20 de indigeni, se întorc înapoi în Spania, iar în a doua călătorie, în a doua expediție, deja vin câteva zeci de caravele pline cu veterani ale războaielor din peninsula iberică, înarmați, și care încep o campanie de genocidală în care inițiază metode precum tăiatul mâinilor și a nasului pentru cei care nu aduc cantata de aur cerută de spanioli. Acum trebuie să spunem din start că nu le-a fost așa simplu. Procesul ăsta a durat mai mulți ani și se desfășoară într-o serie de etape, de trădări, de obicei la sărbători, da, scenariul e același, cumva oaspeții în timpul sărbătorilor indigene, când indigenii nu sunt înarmați, le dau foc, înconjoară, le dau foc sau și folosesc câinii ca să-i prindă și să-i sperie și să-i inducă în general o stare de teroare. Deci practicile acestea au început direct cu Columb, iar ele fac evident și subiectul protestelor, primelor proteste europene și chiar a primelor legi considerate a fi legi umanitare, se numeau noile legi, emise în 1542 de Carol V, în urma protestelor lui Bartolome de las Casas, care descriesese în detaliu atrocitățile comise de spanioli pentru acumularea de aur și susținuse că indigenii au o cultură și sunt oameni. Da. Cumva toată această controversă a dus la prima dezbatere juridică a modernității,
în 1550-1551, dezbaterea de la Valladolid între Las Casas și Sepulveda. Iar unde Sepulveda era susținătorul, să zicem, practicii imperiale. Iar argumentul lui Sepulveda este un argument umanist, este argumentul pe care, într-o altă formă, îl regăsim chiar și la autori contemporani, precum Niall Ferguson, este argumentul că, de fapt, colonialismul, prin colonialism, li se face un bine celor colonizați în ciuda lor înșile. Adică chiar dacă ei nu vor, chiar dacă ei nu vor, în cele din urmă, ei nu știu. Ei nu știu, fiindcă au o credință falsă în argumentul lui Sepulveda. Au o credință falsă și trebuie convertiți cu forța. Războiul e just și justifică și tortura în cazul ăsta. Sigur că e important să observăm că din start, deci din secolul 16, avem această ramificație care se creează în contextul colonialismului între măsurile brutale, atrocități, genocid, exploatare directă și umanismul european. Dar astea continuă să fie părțile colonialismului și a modernității. Despre partea indigenă încă n-am aflat nimica. Ea nu face parte din peisajul ăsta. Ea este în afara umanismului european, care rămâne un proiect imperial, dar un proiect imperial care se opune brutalității directe. Sigur, colonialismul continuă cu să nu uităm, Carol Quintu este primul monarh, după bătălia de la Mohaci, primul monarh occidental care deține teritorii atât în Americi, cât și în Europa de Est. Și acest lucru este important pentru ordinea, globalizarea care se creează prin colonialism, care din start își asumă o substanță globală. Dacă poți, Ciprian, să arăți imaginea lui Waldseemüller, prima hartă. Unde în Europa de Est, până arată Ciprian imaginea, unde în Europa de Est a avut Carol Quintul? Da, deci până pe după Peci, aproape de Transilvania românească de azi. Și vreau să-l rog pe Ciprian, dar poate că știți oricum, ambițiile globale ale colonialismului le recunoaștem din imagini foarte familiare. Este proiecția Mercator, este imaginea fotografică cu mărgica albastră, fotografiată de misiunea Apollo. Este acea ambiție de a stăpâni în reprezentare, dar și în realitate, întreaga lume. Și are un efect, această ambiție cartografică are efecte asupra cunoașterii noastre. Și anume, deci efecte tu spui în esență că și explorarea spațiului are o doză de colonialism, fie că ne dăm seama sau nu. Sigur că da, cel mai ușor să observăm lucrul acesta e să ne uităm la literatura științifico-fantastică, în care permanent ceea ce apare este un coșmar al colonialismului inversat, în care extratereștrii vin și colonizează Pământul. De fapt, literatura asta nu se petrece pe Pământ, care în secolele 19-20 e scrisă de obicei, de către occidentali care au crescut într-o cultură alimentată de istoria colonială. Iar multe dintre fanteziile științifico-fantastice sunt articulate pe această structură a unui coșmar al inversării colonizării. De altfel, și Dracula, romanul lui Bram Stoker, care a fost publicat nu întâmplător în anii de culme victorieni, este exact un coșmar inversat al colonizării. Este prințul din Europa de Est care amenință dintr-o istorie obscură să vină și să colonizeze cu pământul lui din sicrie
Marea Britanie. Cu alte cuvinte, începând din secolul XVI și până în prezentul nostru, așa cum avem ca istoria cu cartofii și roșiile, avem și structuri ale percepției și ale imaginarului care au fost stabilite și care continuă să fie cele care informează sensul nostru despre lume, percepția despre teritorii și care aruncă în obscuritate fapte precum cel că până multe teritorii ale Americii nu au fost și-au păstrat independența și nu au fost colonizate până la sfârșitul secolului XIX. Că la mijlocul secolului XIX a existat cel mai mare stat Inca din istorie, cel mai cuprinzător. Că abia după campaniile genocidare din ale guvernului argentinian și acelui chilean din 1870-1880, abia atunci populația Mapuche și alte populații din conul sudic și teritoriile lor sunt de fapt acaparate și cucerite. Proiecția globului creează impresia unei plenitudini de sens, a unui triumfalism al colonialismului care ar trebui să fie de la sine înțeles și care nu face decât să umfle proporțiile acestui proiect, nu doar ideologic, dar și la nivelul imaginarului nostru, chiar în literatura populară. Acum, aș insista pe faptul acesta că al dublei mișcări a colonialismului și a modernității. Una de a produce cunoaștere, umanism, reprezentare, și cealaltă de nu doar de distrugere, dar și de distrugerea distrugerii, de distrugerea urmelor, de producere a invizibilității, cum au numit mulți acest fenomen. Și aș da câteva exemple, aș merge prin câteva exemple pentru a ilustra acest lucru. Mi-ai ales exemple din istoria, să zic, intelectuală. Am putea merge, dacă și în funcție de comentarii și întrebări, am putea merge pe exemple de rezistențe politice. Dar să începem de aici, de la faptul că în prezent Uniunea Europeană cuprinde încă 25 de țări și teritorii de peste mare, după cum arăta și Manuela Boatcă în cărțile sale, care sunt încă sub controlul Danemarcei, Olandei, Marii Britanii și Franței, sunt prezente pe fiecare bancnotă euro și continuă să fie încă nu doar moștenirea, ci prezența colonialismului în lumea noastră contemporană. La lucrurile astea se adaugă situația proprietății de pământuri din Australia, din America de Nord, din Africa de Sud. Cu alte cuvinte, colonialismul nu e o istorie veche de care s-a trecut odată cu trecerea la democrația liberală, ci rămâne o prezență, o prezență care definește multe relații structurale, diviziuni internaționale și chiar repere ale imaginarului, că vrem, că nu vrem. Un reper foarte comun, de exemplu, e Robinson Crusoe. A lui Daniel Defoe, care rămâne în continuare o parte a literaturii pentru copii, pentru băieți uneori e prezentată, dar structura sa rămâne, e destul de clară dacă e să luăm în considerare ideologia și istoria colonialismului. E vorba de personajul principal, e un traficant englez de sclavi care deține o plantație în Brazilia, dar eșuează pe o insulă. Iar acolo devine în cele din urmă stăpân pe sine și pe ceilalți. Structura este clar colonială și ea repetă, adică pune într-o formă seducătoare și atractivă o realitate care, bineînțeles, că e cel mai bine
nu reprezentată, dar a fost făcută de traficul transatlantic de sclavi. Tu, Ovidiu, ai fost în Olanda și probabil că știi că în Olanda e un alt exemplu al istoriei colonialismului în cultura populară și a copiilor. Așa zici, Zwarte Piet, pentru cei care nu știu, Olanda are tradiția Sfântului Nicolae, o are și el, numai că în Olanda Sfântul Nicolae vine pe o barcă cu sclavi, erau atunci, erau sclavi negri. Da. Și în fiecare an această ceremonie este reîmprospătată în memoria societății și a copiilor. Și asta, da, la ora actuală pune o dilemă în cultura olandeză, să mai continuăm așa sau nu? Da, același obicei e răspândit în partea flamandă a Belgiei și în alte țări. Și e o dezbatere care are loc deja de foarte multă vreme, dar încă nu s-a dus, sigur. Acel pitic care îl ajută pe Nicolas e cârlionțat și e blackface, adică vopsit, fața e vopsită cu negru și e o prezență extrem de ofensatoare și care din nou e prezentată sub ca fiind o poveste a inocenței, o proiecție a copilăriei, o joacă nevinovată. Iar partea, acest rol al ficțiunilor nevinovate e o parte intrinsecă a colonialismului, pe care o regăsim la fiecare etapă a istoriei. O regăsim această ficțiune inclusiv de la bunurile începuturi ale traficului transatlantic de sclav, da? Dar o regăsim și în modul în care e prezentat sfârșitul acestei istorii în prezent. Da? În 2007, de exemplu, în Anglia s-au sărbătorit 200 de ani de la abolirea traficului de sclavi. Și a fost cu ocazia aceasta, s-au organizat expoziții, pentru prima oară s-a predat în școli din Bristol, s-au prezentat materiale despre istoria orașului Bristol și orașului Liverpool în traficul de sclavi. Dar ceea ce mulți oameni au observat e că sub această inocentă sărbătorire a abolirii traficului de sclavi, au observat că ceea ce se celebra era abolirea traficului de sclavi și nu a sclaviei. De asemenea, nu se sărbătorea liberarea înrobiților. Acest dezechilibru al istoriei se repetă și în modurile în care e prezentată toată istoria recuperată istoria aboliționismului ca o istorie a progresului și a o consecință a iluminismului european. De fapt, din perspectiva celor colonizați și care s-au înrobit și care s-au eliberat singuri, aboliționismul a venit ca o consecință directă a revoluției din Haiti, în primul rând, și apoi a revoluției din Jamaica. Parlamentul englez a trecut legea abolirii la un an după ce armatele au fost învinse în Jamaica. Însă partea aceasta nu e sărbătorită sau nu e povestită în modul inocent în care se celebrează această victorie, nu, a umanității la Londra, să zicem. E interesant că ce spui tu, eu remarc în cultura olandeză aici, pentru că Sinterklaas, Sfântul Nicolae, este înțeleptul, este bătrânul care știe ce trebuie făcut și Zwarte Pietă sunt de fapt servitorii, cei care ajută, cei care fac mereu greșeli și care sunt ajutați de Sinterklaas. Sunt mereu strângași, se împiedică și cumva tot umorul care e
și inocența care e asociată cu personajul ăsta vine dintr-o inferiorizare, dintr-o distinție foarte clar ierarhică între înțeleptul, într-adevăr, cum spui tu, Simt Clas, care este cu barba aceasta albă și mereu alb, și omul de culoare, care e mereu stângaci, nu se descurcă, zâmbește tot timpul fără motiv. Pe scurt, are toate clișeele rasializării omului de culoare care vin din istoria, nu, colonialismului. Povestea asta a inocenței, prezentată ca ceva de la sine înțeles, cum am spus, începe foarte devreme și ne privește și pe noi. Deja istoria așa triumfală a cuceririi Americii e plină de asemenea falsificări ale istoriei, care în același timp prezintă o istorie optimistă, frumoasă. Și ea începe deja din 1520, odată cu Nicolae Olahul, care ține inspirat de prietenul său Maximilian Transilvanul, care nu era transilvanean, dar era flamand, dar Nicolae Olahul se ține o cuvântare în fața lui Carol V, în care proslăvește modul în care 200-300 de conquistadori au pus pe fugă 100-200 de mii de indigeni. Această poveste, această variantă a cuceririi Tenochtitlanului, putem să o regăsim în literatura populară, în manuale, în bănzi de desenate, în filme, pe când realitatea din mărturiile de ambele părți stă cu totul altfel, nu? Cucerirea a fost un proces greu, era un război civil și Pizarro s-a folosit de 200 de mii de aliați ca să cucerească orașul capitală după lupte foarte grele și care durează câteva luni. Deci, istoria inocentă și revendicarea inocenței de partea descoperitorilor, a celor care proclamează legile umaniste, a celor care încep să devină îngăduitori de la un moment dat, face parte din această mișcare dublă a modernității și colonialității. Așa. Da, aș fi vrut să te întreb ceva, dacă îmi dai voie, pentru că uite, am pus și această imagine cu colonizatorul care aduce progresul, civilizația și comerțul. Sunt aici două, trei elemente pe care ți le-aș reaminti, le știi foarte bine. Întreprinderea colonială sau întreprinderea imperialistă, și acum îmi dau seama, Cristi, că ar fi trebuit și poate o să facem cândva o emisiune despre imperialism ca atare, are trei logici sau are trei direcții principale, așa cum spune și BB, citând-o pe Hannah Arendt sau pe alți autori. Rasa, birocrația și negoțul. Sunt condițiile sau sunt combustibilii care alimentează ideologia colonialistă și sigur și întreprinderea colonizatoare, dar ideologia colonialistă, prin aceea că ea pleacă de la presupoziția că aceea cu care are de-a face colonizatorul, așa cum ai descris și tu pe Soarte Pit, nu sunt pe de-a întregul oameni, nici măcar nu sunt oameni. Și că în tot secolul al XIX-lea, oamenii de știință, mai ales nu mai știu, biologii, antropologii, etnologii, se străduiesc să demonstreze că, din punct de vedere biologic, oamenii non-europeni sunt rasial diferiți și inferiori omului european. Asta este rasismul. Rasismul este consubstanțial colonialismului. Nu putem gândi colonialismul fără rasism. Și invers, evident. E extrem de important să nu cădem în capcana de a considera rasismul un psihologism, o tară a celor care încă nu sunt suficient de cultivați. Da? Încă e o manieră, din păcate, de a prezenta rasismul ca un psihologism, o deficiență
unor oameni care nu sunt suficient de sensibili sau suficient de educați. Dar clasismul și clasificarea întregilor populații ale pământului după continente, conform culorii pielei, este în mod clar istoric, nu? E consubstanțială istoriei colonialismului occidental. Din cauza aceasta, eu cred că e foarte important și să vorbim de istoria lungă a rasismului occidental, a clasifica sistem de, care este consubstanțială cu istoria corporațiilor, prima istoria corporațiilor și cu clasificarea întregii cu diviziunea internațională a muncii, clasificarea populațiilor rasializată pentru controlul muncii, și care se bazează pe dezumanizare. Practic, nu e vorba doar de faptul că nu avem de-a face cu o întreprindere, traficul transatlantic de sclavi, care durează trei secole și jumătate, în care mai mult de 12 milioane de oameni și 35.000 de călătorii documentate ale țărilor Spania, Portugalia, Franța, Suedia, Danemarca, foarte puternic de fapt, Statele Unite, Olanda, în care toate sunt implicate și își dezvoltă practic porturile atlantice, zonele cu conexiune la Atlantic, în care crește practic această Europa atlantică, nu, și acumulează bogății. Nu vorbim doar de dezumanizarea oamenilor și crearea sistemului de plantații, dar de constituirea într-adevăr unei ordini internaționale a lumii. Să ne gândim la, aș da câteva exemple care sunt din păcate nu sunt foarte cunoscute, anume a situației insulei Haiti, da, de astăzi, în ajunul Revoluției Haitiene. În perioada lui Ludovic al XIV-lea, da, ne uităm la Versailles ca o de obicei ca o culme a splendorii arhitecturale, nu, europene, dar Versailles a fost creat pe banii înrobiților din Haiti. Haiti fiind la vremea aceea principala sursă de bogăție a Imperiului francez de departe. Adică Haiti era principalul exportator nu doar de cafea din lume, ci și de zahăr. Două dintre marile mărfuri ale comerțului global. Revoluția din Haiti a creat o turnură atât de puternică, o zguduitură atât de puternică în sistemul mondial, să spunem, cum îl numește Wallerstein, în ordinea globală economică, încât a schimbat hegemonia, nu? A declanșat începutul hegemoniei Statelor Unite. Dar e foarte important să ținem minte că revoluția transgresează trei ordini. Ordinea monarhiei absolute, care crease codul negru, care este documentul legal care privește marea majoritate a umanității din punctul de vedere al colonizatorilor, cei care pot fi înrobiți, da? Și pe care de fapt Revoluția franceză nu îl abrogă, dimpotrivă, Revoluția franceză, cu tot principiul de egalitate, decide în mai multe sesiuni că acest principiu al egalității universale nu se aplică decât așa numitelor gens de culoare, a proprietarilor de culoare, dar nu și a înrobiților din coloniile franceze, iar revoluționarii francezi chiar trimit o forță expediționară condusă de Sontonax care să pedepsească și să oprească rebeliunea înrobiților din Haiti. Mai apoi, deci aceasta e a doua ordine, acea revoluție franceză după monarhie, care e transgresată de revoluția haitiană, și urmează și a treia, fiindcă restaurația lui Napoleon începe prin expediția de recucerire a Americilor, prin care Napoleon trimite o armată din care fac parte contingente, inclusiv din Polonia de astăzi, care sunt trimise în Haiti cu ordinul nu doar de a opri revoluția de fapt haitiană, ci de a-i extermina pe răsculați
și a restaura sclavia, ceea ce au și făcut în Guadalupe. Dar sunt și ei învinși, iar această înfrângere colosală a armatelor trimise americane, trimise de Napoleon, generează imediat vânzarea Louisiana Purchase, vânzarea a ceea ce într-o dată teritoriilor coloniale ale Franței din sudul Americii de Nord, care dublează dintr-o dată suprafața deținută de Statele Unite, o dublează și inițiază apoi campania către, dă drumul campaniei către vest și apoi de, către sud în Golful Mexico, prin care Statele Unite continuă proiectul colonial european. Deci acel, în acel moment, Revoluția din Haiti, un moment cheie, putem vedea cum se îmbină la oaltă și se decid în această mică periferie, nu, din a lumii, acel colț uitat de care lumea altfel vrea să uite, exact acolo se decide de fapt încrengătura pe care o numim ordinea economică a lumii, globalizarea și așa mai departe. Din păcate, perspectiva revoluționarilor haitieni nu doar că nu e prezentată, dar revoluția haitiană însăși de obicei lipsește chiar și din programele manualelor care prezintă Revoluția franceză, Revoluția americană. Este iarăși o limită a eurocentrismului, o limită care trebuie compensată nu doar la nivel academic, ci și la nivelul educației populare. Și nu e foarte dificil de făcut acest lucru. Da. Istoria aceasta politică, numai un lucru aș vrea să adaug și după aceea trecem la... Te rog. Că cred că este extrem de important să subliniem cum istoria asta politică a colonialismului, care se îmbină cu istoria rasializării populațiilor lumii și cu istoria capitalismului, în sensul în care toate marile corporații, industria birocrației corporatiste, știința contabilității, o grămadă de astfel de lucruri pe care le considerăm astăzi de la sine înțeles în retorica modernității, sunt create în contextul traficului de transatlantic occidental de sclavi în cele 3 secole jumătate, în care corporațiile, începând de la cea spaniolă, Casa de la Contratación, și continuând prin companiile franceză, olandeză, daneză, suedeză, apoi și germanii intră târziu de tot în joc, toate acestea sunt primele corporații multinaționale, primele care îmbină în același timp forță militară și acte dincolo de lege, cu acumulări fără precedent. Plus o birocrație, asta voiam să adaug, scuză-mă că te întrerup, plus birocrația era cea de-a doua componentă când vorbeam de întreprinderea colonialistă. Prima era rasa, a doua era birocrația și a treia era negoțul, comerțul, în toate formele lui, de la comerțul cu oameni, la comerțul cu mirodenii, cu arme, cu orice. Dar această dimensiune a birocrației mi se pare extraordinară, pentru că noi o studiem în facultăți doar în contextul weberian, nu, în care spunem că germanii au inventat birocrația care funcționează, francezii au inventat birocrația care nu funcționează, dar împreună au inventat birocrația, numai că ea este, înainte de a fi o acțiune de administrare a treburilor unui oraș sau unei comune, este o acțiune de gestionare a acestui comerț uriaș care se întinde pe secole, nu? Exemplu perfect e cel pe care an de an îl văd, din păcate, la Middelburg. Middelburg fiind o vreme una dintre capitalele globale ale traficului transatlantic de sclavi, deși nu a pășit niciodată, cel puțin asta e povestea orașului, niciodată vreun înrobit nu a pășit în Middelburg. Și asta iarăși parte din acea revendicare a inocenței. Da? În Middelburg se află arhivele uneia dintre companiile olandeze de comerț colonial, care se ocupa și cu traficul de sclavi. Iar aceste arhive sunt până în prezent perfect păstrate, perfect organizate, extrem de lizibile,
și de inteligibile. Ele păstrează înregistrări ale de la început până la sfârșit, de la preluarea înrobiților din insula Goree, în capătul Africii de Vest, până la vânzarea în diferite porturi. Ceea ce lipsește însă din această precizie imaculată și cu o caligrafie extraordinară, ceea ce lipsește e evident numele acelor oameni, ce limbă vorbesc, din ce țară vin, care e povestea lor, ce se întâmplă cu ei. Toate lucrurile astea, toată perspectiva înrobiților, evident, e cea care dispare în spatele acestei birocrații imaculate. Iar această istorie de dublă față, cu două fețe, e reprodusă din nou și din nou în exemple pe care cred că le știm foarte bine și din viața cotidiană. Și pentru că va trebui să luăm în curând întrebări, avem o sumedenie de întrebări, aș vrea să-ți mai pun o singură întrebare, pentru că nu vom reuși, cel puțin în acest sezon 1, nu? Cum zicem, să vorbim și noi de sezoane, să facem încă o emisiune despre postcolonialism și decolonialitate. Aș vrea să te întreb în două fraze să ne spui ce este postcolonialismul, postcolonialismul și, în raport cu asta, decolonialitatea. Termenii par dificili, dar ei sunt niște modele importante de gândire. Postcolonial, sigur, cu emancipare, eliberare și mai departe, dar ce înseamnă postcolonialismul și ce este decolonialitatea, ca să avem familia completă? Aș mai adăuga un termen cu care aș începe, și anume colonialitatea. Și colonialitate, exact. Ca să-i fac pe plac lui Cristi, aș compara cumva, dacă ne-am imaginat, e o analogie limitată, admit, dar dacă am compara colonialismul cu câmpul magnetic al Pământului, da, ne-ar ajuta să-l percepem ca pe o realitate materială, chiar dacă uneori cu efecte diferite, intensități și poluri diferite, care uneori și ele se schimbă, nu au evenimente. Iar această, dacă știm, credem că știm ce este colonialismul, colonialitatea ar fi logica, da? Adică legitățile sau logica care, prin care câmpul magnetic al colonialismului se răspândește și efectele sale. Iar celelalte două, postcolonialismul și gândirea decolonială, să zicem, postcolonialismul are o proveniență, să zicem, mai academică și se referă la încercări de a gândi, de a produce istorie, reflexie, științe sociale și nu numai, pornind dintr-o situație post, deci de după terminarea colonialismului, colonizării. De fapt, e o situație ambiguă, fiindcă așa cum un război nu se termină la semnarea tratatului de pace, așa și colonialismul are consecințe care durează. Colonizarea are consecințe care durează în timp. Deci postul din postcolonialism e mereu ceva contestat. E mereu o realitate impură. Cum poți gândi situația postcolonială când efectele sunt încă prezente? Dar asta este direcția de liberare și de emancipare, o direcție de emancipare diferită de cea care ia în calcul faptul că realitatea nu e un joc cu sumă zero, se pornește de la situații inegale, iar inegalitatea în cazul ăsta e definită de relațiile de putere, ierarhiile rasiale și diviziunea internațională creată de colonialism. Pe scurt, gândirea decolonială apare într-un alt context, inițial nu academic, ci al mișcărilor sociale din America Centrală și de Sud, la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, în special prin asociațiile CONAIE, a indigenilor din Ecuador, și apoi a unor mișcări în care, într-adevăr, se combină cu studii universitare care au ieșit din cercurile dependenței, de sociologia dependenței. Și deci studiile decoloniale se referă la
încercarea de a dezvolta nu doar o critică a colonialismului, imperialismului, ci a porni de la resursele de cunoașteri, de moduri diferite de organizare, de moduri diferite de socializare, de moduri diferite de a găti, de a te raporta la diviziuni precum oraș, sat și mai departe. Deci din tot acest potențial de cunoașteri care au fost reduse la invizibilitate sau distruse de modernitate. Asta pe scurt. Mersi frumos. Eu îmi notez pe fug aici întrebările. Eu să încerc să preiau cât pot de mult dintre întrebările pe care ne le pun urmăritorii noștri. Sunt destul de multe. O să te rog să faci răspunsuri scurte ca să putem prelua cât mai multe. Oamenii sunt curioși, sunt oameni de toate felurile, avem mulți tineri care sunt foarte curioși și care pun întrebări de foarte bună calitate. O să încep cu o întrebare, da, cu această întrebare, cred. Bună seara, am auzit o teorie conform căreia fostele țări coloniale nu au în ziua de azi avantaje reale în comparație cu celelalte, ea chiar că ar fi fost detrimental pentru imperii. Opinii? Interesant. Cred că, de fapt, dacă e să pornim de la realitatea pragmatică, putem observa că marile puteri actuale ale lumii continuă să fie fostele mari imperii coloniale. Că diviziunea internațională a muncii și migrația muncii, apropo, asta iarăși în alte teme, colonialismul explică valorile migrației. Deci cumva situația reală arată că de fapt fostele țări coloniale continuă, chiar dacă în interiorul rivalităților imperiale au mai apărut schimbări și răsturnări de situații, polul, să zic, nordului, nord-occidentului rămâne dominant. Lucrul ăsta se vede chiar, aș da exemplu, un exemplu apropiat de noi, pe care tot continui să-l dau. Când România a intrat în Uniunea Europeană, multă lume nu știe că a ieșit de undeva. Ca să intri în Uniunea Europeană, România a ieșit tacit, fiindcă nu, din câte știu, nu există nicio declarație în acest sens, din grupul celor 77, care este grupul care alcătuia marea majoritate a populației lumii, creată în anii 60 și cu activitate foarte puternică la începutul anilor 70, inclusiv un proiect de reorganizare a economiei lumii, care a fost aprobat de Adunarea Generală a Națiunilor Unite și care a fi dus lumea către o stare mai democratică, da? Mai cu inegalități mai mici între așa zisele țări bogate și așa zisele țări sărace, fără ierarhia între cele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare și nedezvoltate. Acel proiect al grupului 77 nu s-a terminat în mod democratic, ci s-a terminat prin crearea nedemocratică a ceea ce numim astăzi G7. Grup care nu a fost ales de nimeni, ci a fost auto-ales de marile puteri, fostele și actualele puteri coloniale, care au creat o instituție în afara Națiunilor Unite, în afara tuturor forurilor democratice internaționale create conform legilor relațiilor internaționale și care continuă până astăzi să fie, de fapt, cine dă ora exactă. Nu? Însuși acest fapt arată că fostele țări coloniale, care sunt cele în care, ca să dau o imagine mai simplă, sunt cele în care pur și simplu au ajuns banii. Da? Continuă să aibă, să spunem, puterea, inclusiv militară, dar, sigur, există excepții și există răsturnări de situații peste tot. Sigur. Fidelul nostru, ascultător, Alin Ioan Iliești, ne întreabă cum poate colonialismul să dezvolte regiunile când majoritatea coloniilor au rămas sărace, în Bengal, unde britanici au domnit mult, regiunea a sărăcit cel mai mult. Da. Sigur, în Bengal, care are o istorie extrem de bogată, să nu uităm că acolo, la sfârșitul secolului XIX, au fost catastrofele de foamete și datorată unei serii de secete catastrofale,
iar în acel timp grânele culese din regiunea Bengal erau transportate cu trenul făcut de britanici către piețele de vânzare. Deci un exemplu direct care arată nu doar însărăcirea, dar o practică extrem de violentă de producere a sărăciei și foametei de dragul combinat al profitului și, mă rog, pe fondul evident nepăsării. Și al concurenței, al concurenței feroce dintre puterile coloniale, evident. Da, și a rivalităților interimperiale. Exact, exact. Cum ar putea fi genocidul din Ruanda explicat printr-o optică colonialistă? Uf, aș lăsa asta colonialiștilor să o explice. Eu aș spune că da, e o istorie extrem de tristă din lumea noastră contemporană, din istoria recentă, în care se îmbină istoria colonială a Belgiei, a Franței, intervenția țărilor, continuă a țărilor europene. Aș spune că se leagă într-un mod extrem de trist chiar și de proiectul Uniunii Europene, care să nu uităm de fapt că în anii 50 a apărut ca o comunitate de piață în scopul inițial al stabilizării decolonizării Africii, al reluării controlului Europei asupra piețelor Africii. În visurile, în declarațiile inițiale ale comunității europene din anii 50, de exemplu, ministrul Spak belgian, care era vorba nu de o piață de comunitatea europeană ca o instituție care va cuprinde 200 de milioane de oameni și resursele Africii, iar practic de aici și până la violențele din anii 90, mă rog, e o istorie complicată, dar care a fost făcută posibilă de acele linii drepte și de crearea triburilor, care este ea însăși o mică istorie internă a colonialismului, crearea triburilor și a granițelor artificiale. Din granițe care au rupt, care au sfâșiat etnii și care au forțat etnii rivale să trăiască împreună. Ceea ce s-a unde ne uităm în cele două locuri din lume unde observăm granițe care sunt linii drepte, geometrice, deci în Africa Centrală și de Nord și în America Centrală și de Vest, recunoaștem locuri în care au avut loc genociduri coloniale. Liniile acelea drepte, frontierele acelea artificiale, făcute din nou cu creionul pe o hârtie, nu sunt altceva decât da, reprezentări ale genocidului. Exact, exact, exact. Gabriel Cosmin Corduneanu ne întreabă dacă este colonialist ceea ce face China cu statele africane, cărora le construiește stadioane sau realizează alte proiecte de genul acesta și, în schimb, primește drepturi de a exploata diverse resurse naturale. Da, aici intrăm într-o discuție mai mare, și anume colonialismul e în primul rând occidental, dar asta nu înseamnă că mecanismele sale, colonialitatea, nu au fost folosite de alte puteri, inclusiv țări mai mici, în interiorul statelor, de exemplu, în interiorul Cehiei sau în interiorul României, cu propriile populații, nu? Iar ceea ce, să zicem, anumite mecanisme de acumulare. În ceea ce privește intervenția Chinei în Africa, eu aș rămâne un pic circumspect, fiindcă nu avem suficiente, avem suficiente date ca să vedem o anumită exploatare, da? Să vedem un anumit mod de a folosi resursele și de centralizare a acumulărilor în metropolă. Asta corespunde logicii coloniale. În același timp, totuși, sunt și alte contribuții care ies din logica asta. Cred că e o situație un pic mai ambiguă, mai gri, și cred că trebuie să evităm, în primul rând, să
generalizăm, să spunem ce face China acum, nu e altceva decât colonialism, un nou colonialism. Colonialismul are o istorie de 500 de ani. China nu a început să întreprindă aceste acțiuni în Africa decât de câteva zeci de ani, de 20 de ani. Cred că e prea repede să egalizăm aceste perioade și această istorie între colonialismul occidental și ceea ce ar fi expansionismul chinez, dacă este, că aici e discutabil. Se poate face o comparație între efectele colonialismului britanic și cel spaniol, luând în calcul situația actuală a țărilor foste colonii? Depinde care țări. Dacă e să luăm, de exemplu, Barbados pentru Imperiul Britanic, Barbados a fost complet despădurit, absolut toți copacii au fost tăiați și tot terenul insulei a fost împărțit în fâșii egale pentru cei 175 de negustori și lorzi cărora le s-au dat pământuri pentru a face plantații de zahăr și tutun. Evident, din această situație, Barbados nu prea avea de ieșit, din cauza asta nu au fost rezistențele extrem de mari în Barbados. În Haiti, de exemplu, dacă e să comparăm teritoriile din America de Sud mai mari ale Spaniei, rezistențele au fost mult mai puternice și, de exemplu, să nu uităm că statul Inca nu a căzut decât la 100 de ani după Columb. Perioada aceea de un secol a fost una de lupte intense care au costat enorm de mult Imperiul Spaniol și care au continuat apoi în alte regiuni. Și deci comparația e de la caz la caz. De exemplu, în ceea ce se poate spune pentru toate, e că acumularea la centru, acumularea în metropole și dezumanizarea au rămas practici la fel de răspândite și în cadrul Imperiului Britanic, în ciuda unei retorici pe care unii istorici ca Niall Ferguson continuă să o propage, cum că n-ar fi fost cazul, dar a fost. Dacă ne uităm la splendoarea arhitecturală a unor orașe precum Sevilla, Bruxelles, Antwerpen, Nantes sau Liverpool, și lista poate continua, de fapt trebuie să înțelegem că toată această splendoare, n-am avut timp să discutăm astăzi, splendoarea bruxeleză, de exemplu, minunățile arhitecturale construite de regele mult iubit al Belgiei, Leopold al II-lea, s-au săvârșit sau au fost posibile prin una dintre cele mai atroce crime din istoria umanității, care a fost povestea Congo-ului. Și despre Congo ne vorbește Alexandru Bălănescu. Când am văzut Congo River, O de la de tenebră, cred că nu așa chiar se cheamă, cred că e vorba aici despre romanul lui Joseph Conrad, In the Heart of Darkness, da, în inima întunericului. Și Congo mi s-a părut o țară în derivă. Cum se întâmplă că multe țări după perioada colonialistă nu și-au găsit reperele nici acum? E o întrebare comună care revine mereu și, din nou, trebuie să ne uităm la cazuri și cazuri. În primul rând, perioada decolonizării, deceniul decolonizării, de la mijlocul anilor 50 până în anii 60, deci perioada în care mișcările de liberare națională au avut loc din Africa și Asia de Sud-Est până în America Centrală, deci perioada în care au reapărut națiunile independente care s-au eliberat singure de sub puterile europene. Acei 15-16 ani, conform tuturor datelor, inclusiv ale Băncii Mondiale, sunt perioade de creștere. Perioade de creștere economică, creștere culturală, creștere politică, creștere în toate sensurile. E o perioadă de dezvoltare, cum se numea atunci, dar care apoi a fost stabilită odată cu programele după criza petrolului din 73,
de programele de ajustare structurală impuse de Fondul Monetar Internațional. Și în acest sens recomand cartea lui Jason Hickel, pe care am publicat-o la Ideea, Diviziunea, despre care explică foarte clar cum s-au creat țările bogate și țările sărace, și în care vedem că multe țări după perioada colonialistă au beneficiat, au crescut când au fost lăsate să se dezvolte, au crescut extrem de mult, e văzută în continuare ca o perioadă de glorie, anii 50-60, dar apoi a apărut ceea ce mulți analiști locali au numit neocolonialismul, colonialismul de la distanță, prin coruperea elitelor, prin crearea unor cadre pe care, cum le numea Amilcar Cabral, se distingeau cei elevați de ceilalți, crearea unei clase mijlocii care vedea lucrurile prin ochi occidentali, să spunem așa, și care cumva recunoaștem istoria asta în multe țări, din păcate. Care da. Aș adăuga doar două detalii, dacă îmi dai voie, două detalii mai degrabă istorice. Primul vine din povestea africană pe care am cunoscut-o realmente. În anii 60, în anii 65-70, deci înainte de criza petrolului, produsul intern brut al coastei de Fildeș era comparabil cu cel al Coreei de Sud. În 20 de ani lucrurile s-au răsturnat complet. Cel de-al doilea ține de ceea ce a însemnat, de fapt, tragedia congoleză și de faptul, dacă e o țară în derivă. Imaginați-vă că în anul 1960, în momentul 1961, mi se pare, când obține independența Congo-ul, în Congo, care era o țară de 20 de milioane, deci comparabilă cu România, erau 3 sau 4 sau 5 persoane cu studii superioare. Cum să construiești o țară în care există un inginer, un medic, un profesor și un arhitect? Atât. Mai trebuie să adăugăm totuși și cumva detaliu semnificativ că în anii 70, ofensiva colonialismului nu a mai recurs doar la armele umanismului și a dezvoltării, ci a recurs direct la armele asasinatului. Lideri ai mișcărilor de liberare și chiar conducători care nu aveau neapărat afiliații cu comunismul, de la Amilcar Cabral și Patrice Lumumba până la Thomas Sankara, au fost pur și simplu asasinați, uciși pe rând pe rând, unul după altul, ceea ce evident că a retezat mult crearea de elite. Aș mai da un exemplu, iarăși revin la Haiti, fiindcă imaginea contemporană despre Haiti este una care cumva reproduce expresia lui Alex Bălănescu, o țară în derivă, dar să nu uităm că ce a produs această derivă. Haiti, după Revoluție, s-a bucurat vreme de un secol de o prosperitate extraordinară. Haiti este una dintre primele țări care a plătit datoria externă complet, o datorie enormă pretinsă de Franța pentru răscumpărarea libertății, și-a plătit-o enorm, și-a plătit-o complet până în anii 1880. Mai mult, Haiti era o țară care primea imigranți în secolul XIX, o țară bogată, cu o cultură extrem de bogată, o literatură, teatru foarte dezvoltate. Dar toate acestea s-au terminat odată cu invazia Statelor Unite în 1915, care a reintrodus oficial discriminarea rasială. Acolo au început distrugerile la nivel sistematic ale liderilor, ale elitelor culturale, represiuni și atrocități care apoi au continuat în guvernările impuse și de Statele Unite până în anii, la sfârșitul anilor 80, cei doi duvalie. Deci cumva o țară în derivă, trebuie să vedem de unde, ce a produs această derivă,
Și unde se află ea? Să nu mai uităm, mai vreau să dau un detaliu, că același lucru cumva se vede repercutat această istorie lungă și în metropolă. Revolta înrobiților din Jamaica din 1831-32, care a avut câștig de cauză și a generat aboliționismul și abolirea sclaviei în Anglia, nu a fost urmată doar de trecerea actului aboliționist, ci și de compensarea proprietarilor de sclavi englezi pentru această abolire. Compensarea, deci vorbim de anul 1834, compensarea oferită de statul englez a fost obținută printr-un împrumut luat de la bănci private, iar acel împrumut, repet, de compensarea proprietarilor de sclavi englezi după eliberarea obținută singur de înrobiții jamaicani, acel împrumut a fost plătit în cote de către cetățenii Angliei până în anul 2015. Abia acum 6 ani s-a terminat plata de către cetățeni a proprietarilor de sclavi englezi. Așa că acele derive și aceste procese, e important să le vedem în durata mai lungă care le-a generat și în încrengătura relațiilor de putere, de rasializare și de ierarhizare, de dominare. Da. O întrebare pe care, mă rog, pe care merită să o luăm mai degrabă în spiritul ei, argumentul procolonial, voi e mai bine cu noi chiar dacă nu vă dați seama, seamănă cu argumentul anti-burca. Nu vă dați seama cât de proaste și de neinformate, anti-iluministe sunteți. Da, e, din nou e același reflex de a vorbi în numele cuiva, fără a face gestul de a întoarce, de a da cuvântul, de a considera că celălalt are un motiv, o rațiune, o cultură, o cunoaștere proprie. Da, este aceeași idee pe care o găsim oarecum și în acest comentariu exprimat plastic. Este colonialismul pentru state o formă de a se considera mai inteligente decât Dumnezeu? Și explicația care e necesară aici, mă refer la faptul că ele nu respectă liberul arbitru a celor pe care doresc să-i ajute. Aș adăuga eu, dacă îmi dai voie, numai o propoziție și să spun că acesta a fost efortul mare, de a demonstra că ceilalți nu sunt oameni, sunt niște ființe, sunt niște creaturi care nu sunt animale, pentru că animalele nu sunt, de exemplu, canibale, da? Pentru că animalele nu se sfâșie în interiorul speciei așa cum o fac cu oamenii, mă rog, acele creaturi, dar nu sunt nici oameni. Deci sunt efortul uriaș al biologilor, al multor biologi în secolul XIX, este să demonstreze că avem o parte a ființelor care sunt bipede, care nu sunt oameni, deci nu sunt înzestrați nici cu liber arbitru. Prin urmare, nu poți să ai asupra lor același gen de atitudine și de comportament cum ai asupra sau în raport cu semenii tăi. Francezii cu francezii nu au aceeași relație pe care o au francezii cu congolezii sau belgenii cu congolezii, pentru că nu sunt forme de umanitate comparabile. Aș da exemplu imediat al Sarei Bartman, care e extrem de relevant, fiindcă arată și continuitatea, logica pe care tu ai explicat-o, dar și formele materiale concrete în care s-a aplicat această logică, precum parcurile de oameni care au fost de la bun începutul istoriei expozițiilor universale, o parte din aceste expoziții, iar Sarah Bartman, despre care din păcate am văzut până recent materiale, inclusiv în România, care luau în derâdere acest fenomen. Sarah Bartman, o femeie din Africa de Sud, a fost expusă în aceste parcuri de oameni pentru așa zisele sale proprietăți fizice, care ar fi indicat privitorului occidental că e mai apropiată de primate decât de Homo sapiens, în timp ce ea însă, Sarah Bartman, vorbea mai multe limbi decât privitorii ei occidentali. Dar nu doar că în timpul vieții ea a fost expusă, dar până și după moarte corpul ei a fost împărțit, a fost studiat inclusiv de Cuvier
și se află până în prezent împărțit la mai multe instituții occidentale care în felul ăsta au considerat necesar că pot să-și articuleze discursul științific. Deci aici avem un exemplu care arată cât de direct, cât de aproape, cât de constitutive Europei într-un fel, dar cât de aproape de un fel de rizibil tragic e toată această poveste a supremației privirii omului alb și a rasializării oamenilor. Da, acesta este un desen de la una dintre expozițiile coloniale. Trebuie să spunem că aceste expoziții coloniale erau foarte frecvente. Eu am o colecție de imagini și vă invit pe cei care doriți să căutați pe internet nenumărate exemple cu imagini de la expozițiile coloniale din secolul XIX până în 1956. Da, în 1956 ultima are loc la Anvers, la Antwerpen, într-un scandal uriaș provocat de un incident, dacă mă amintesc eu bine, n-am citit de curând asta, de faptul că niște afișe erau puse la intrarea în această expoziție universală: nu hrăniți indigenii, hrănim noi. Adică era un anunț ca la zoo, pentru că iată ceea ce vedeți și în această imagine, este o mămică sau o fetiță care întinde o bucată de ciocolată unui african, unor copii africani. Ori asta le provoca cumplite indigestii și boli indigenilor, care trebuiau hrăniți așa cum sunt hrănite animalele din junglă, cu multă grijă. Asta, dacă ne gândim bine, s-a întâmplat acum 50 de ani. Prin urmare, oamenii pe post de exponate într-o expoziție, într-o expoziție zoologică, e ceva foarte apropiat de noi, foarte apropiat de noi. Da, mergem mai departe, că timpul ne presează. Alex Cătălin întreabă că dacă nu ar fi avut loc războaiele mondiale, ar fi existat colonialismul și astăzi? Războaiele mondiale, ele însă le pot fi înțelese un pic altfel din perspectiva duratei lungi. În primul rând, mulți istorici consideră astăzi că primul război mondial e războiul de 7 ani, care e direct un război al rivalităților puterilor coloniale. Iar primul război mondial, să nu uităm că se termină după, ca un fel de consecință a invaziei coroborate a Europei în Africa, după conferința de la Berlin din 1884-1885, când puterile europene decid împreună un asalt concertat asupra Africii, iar primul război mondial survine în momentul în care se lovesc unele de altele, într-un fel, puterile coloniale, în care practic, dacă Africa înainte de 1884 era colonizată în proporție de până la 20% teritoriul, după invazia puterilor europene și genocidurile care au loc la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, care presupun inclusiv inventarea lagărelor de concentrare de către Germania în aplicate asupra populațiilor Herero din Namibia. Deci, cumva, după epuizarea teritoriului de cucerit, abia atunci, într-adevăr, marile puteri coloniale se izbesc unele de altele, într-un fel, și putem să înțelegem și în acest sens primul război mondial. Iar al doilea război mondial, să nu uităm că proiectul fascist, proiectul nazist, este un proiect colonial, este un proiect pe care Goebbels l-a numit într-un discurs cucerirea indiilor de est germane. Iată, indiile de est se înțelegea Europa de est, model pe care Hitler în Mein Kampf îl definește după modelul cuceririi genocidale a vestului american, nordului Americii în secolul XIX, și care e în sinea lui, deci, un proiect colonial al Germaniei în interiorul Europei, în condițiile în care, cum am zis, teritoriile, posesiunile coloniale fuseseră deja împărțite, cum ar veni, în restul lumii.
Bun, bun. În esență, colonialismul este despre cine pe cine domină worldwide. Este despre resurse economice ca suport și componentă majoră a puterii politice. Cum se împacă colonialismul cu democrația? Să zicem că la nivelul relațiilor externe, dacă ne uităm la lumea asta din nou ca la câmpul ei magnetic, nu prea există democrație acolo. Adică forurile democratice sunt Națiunile Unite și sunt o sumedire de foruri democratice create de popoare, dar relațiile de putere nu sunt democratice de fapt la nivel internațional. Iar la nivelul în interiorul statelor, asta e o altă discuție. Colonialismul a promovat, să spunem, elite locale, dezvoltarea unor elite locale. Deci o parte clară a istoriei, de exemplu, colonialismului britanic, e educarea de elite ale popoarelor colonizate la Londra, în metropole, educarea în spirit englez, urmând ca aceste elite să fie trimise apoi înapoi pentru a dezvolta democrația și civilizația locală conform viziunii occidentale, dar deci doar ca o formă de mimetism sau de re-universalizare. Doar în acest mod se împacă colonialismul cu democrația. Altfel, colonialismul este în sine o realitate a dominației, o violență. O violență nu doar fizică, dar și spirituală, epistemică. Absolut. Tot Alex Cătălin, dacă America era o colonie și s-a revoltat împotriva britanicilor în numele libertății, deci au început și ei să colonizeze la rândul lor. Da. Putere, resurse, dominație. Putere, resurse. Statele Unite și-au început cariera colonială foarte frumos, nu? Vedem prin cucerirea colonială a Filipinelor, a Manilei, care fusese un punct încă din vremea spaniolilor, din secolul 16-17, fusese un punct nodal care unea în jurul lumii traficul de mărfuri. Nu doar că odată cu cucerirea statelor Manilei și a Filipinelor, Statele Unite își încep cariera colonială, dar chiar și dolarul, banul, istoria banului reflectă această continuitate. Banul cel mai folosit în epoca primului colonialist, să zicem spaniol, portughez, era așa numitul peso de a ocho, de argint. Iar exact acest ban, designul lui, a fost folosit pentru emiterea primului dolar care a fost emis la Manila. Iar designul său vizual continuă să fie cel de pe banknota de un dolar pe care o știm foarte bine. Da, o întrebare mai aproape de mai interesant. De ce regina Regatului Unit mai vizitează fostele colonii, Australia, Canada și altele, și mai mult de ce este așa de venerată? Bună întrebare. Întrebarea e mai bună decât orice răspuns pe care ar putea fi dat. Da, de ce? Nu știu de ce. Fiindcă relațiile de putere se păstrează într-un fel, nu? Realitatea e că nu doar relațiile de putere, dar relațiile culturale de putere rămân simbolic importante, rămân modul care se predă istoria la școli, la universități, rămâne un mod care, dacă nu glorifică, cel puțin scuză istoria colonială britanică, în care, de exemplu, traficul de sclavi nu e studiat direct în ceea ce privește Marea Britanie, ci e studiat prin intermediul exemplului Statelor Unite, ca să nu fie vorba despre noi mereu. Exact. Ți-aș pune două întrebări, încă și cu asta încheiem. Privind în viitor, credeți că tehnologia comunicării în zilele noastre poate accelera atenuarea impactului colonialismului în țările subdezvoltate? Asta a fost o speranță încă de la apariția internetului, nu? Cumva democratizarea comunicării, da? Având în vedere dezechilibru de educație și cunoaștere între țările Nordului Global și țările Sudului Global. Și o vreme, istoria internetului
a confirmat speranțele acestea. Dar nici, nu știu, până la urmă, oamenii sunt cei care determină sensul în care sunt folosite tehnologiile, nu? Și în prezent, cred că avem, putem observa cu toții cum acele deschideri ale internetului democratice, transparente pentru toți din anii 90-2000, rând pe rând încep să fie supuse unor monopoluri comerciale, fie restrânse legal. Exact. Și o întrebare care se leagă de chiar Vasile Ernu, prietenul nostru Vasile Ernu, mă întreabă într-un comentariu care n-a reușit să intre pe feed, nu știu de ce, experiența sovietică și expansiunea comunismului pot fi tratate ca experiențe coloniale, atât în interior cât și în exterior, și de asta legăm și ceea ce spune aici, da, uite că sunt aici, pe ăsta la mel pierdusem eu, mulțumesc. Așa. Da, odată expansiunea țaratului în Est, în Asia Centrală și în Siberia a fost studiată ca un act de colonizare, un act al colonizării, dar trebuie să amintim că se întâmplă în condiții diferite. Expansiunea colonială occidentală se întâmplă pe bazele traficului de sclavi. E un factor permanent în acele trei secole jumătate care pune bazele acumulării materiale, nu? Peste 70% din aurul și argintul produs în lume între 1500 și 1800 a fost produs cu muncă forțată din America. Pe baza muncii robilor și a muncii silnice, nu, crește colonialismul occidental. Expansiunea țaratului în Siberia forțează populațiile indigene locale, dar nu le reduce la sclavie. E o diferență totuși importantă și care trebuie tratată cu... Iar Uniunea Sovietică, discuția iarăși e extrem de interesantă. Sunt o sumedire de materiale, inclusiv din anii inițiali 20, 30, 40, de exemplu vizita lui Langston Hughes, poetul american care vrea să vadă care sunt oamenii de culoare ai Uniunii Sovietice. Merge de unul singur cu un geamantan, cu două geamantane, dar unul dintre ele era un pickup cu vinilul, cu jazz, și se apucă de unul singur, se duce până în Samarkand și Buhara ca să-i găsească pe oamenii de culoare Uniunii Sovietice, și sigur că el observă și lucruri foarte bune și lucruri foarte rele, cumva pe perspectiva din prisma lui, lucrurile stau mai gri. Din perspectiva altor cercetători, ca Madina Tlostanova, ea folosește direct expresii ca Imperiul Sovietic, vorbind de modul în care s-a extins în Caucaz și cum a tratat populațiile din Caucaz. Și sigur că vedem iarăși și acolo, am folosit și eu în cursuri, Ministerul de Interne Sovietic avea o clasificare rasială a populațiilor Uniunii Sovietice în 23 de categorii. Deci sigur că are loc o rasializare locală pe care am recunoscut-o și eu, nu? Când am trăit la Moscova în diviziunea muncii, în care vezi rasializarea popoarelor din Caucaz și din Asia Centrală înspre muncile simple, ieftine, ieftinizate, proletare, informale, de construcții și așa mai departe. Deci sigur că am văzut rasializarea în acțiune, dar din nou, articulată altfel. În Uniunea Sovietică nu ai orașele întregi, cu toate că există exemple, dar nu ai orașe întregi care sunt gândite rasial. Philadelphia, Washington DC, Seattle, Chicago, New York, toate sunt orașe cu infrastructură gândită pe discriminări rasiale. În Uniunea Sovietică, totuși, lucrul ăsta nu dispare. Rasializarea e cumva un pic mai, nu știu, diseminată, mai democratică.
Vom încheia preluând felicitările și sugestia lui Sorin Săplăcan. O dezbatere pe tema colonialismului digital ar fi interesant, într-adevăr. Cred că sunt lucruri foarte, foarte bune de discutat acolo. Și evident preluăm, ca de obicei, mulțumiri pentru emisiune. Țineți-o tot așa, o ținem tot așa, promitem să o ținem tot așa. Nu mai avem vreme să continuăm, ar fi foarte multe de spus. Eu am făcut un curs de un semestru despre colonialism și mi s-a părut foarte puțin. Ovidiu la rândul lui a făcut cursuri peste cursuri. E important însă pentru noi că am reușit aici să tratăm și această chestiune, această chestiune a colonialismului, pentru că ea face parte din moștenirea modernității. Noi ca moderni avem în patrimoniul nostru, în zestrea noastră, inclusiv asta. Nu e doar asta, bineînțeles, dar pentru că în atâtea emisiuni am vorbit despre libertate, despre progres, despre demnitate, despre drepturile omului, despre toleranță, despre laicitate și așa mai departe, trebuie să admitem că în compoziția sa modernitatea are un ingredient foarte important, care este acest ingredient colonial, care astăzi trebuie să ne pună pe gânduri într-un mod mult mai important decât a făcut-o până acum, trebuie să ne pună pe gânduri în forma asumării acestei moșteniri, unei asumări critice, astfel încât să putem evita versiuni noi, mai soft sau mai puțin soft, ale acestui tip de relație interumană, care a fost o relație bazată pe violență, pe zdrobire, pe jefuire, pe degradare și declasarea ființei umane. Îndrăznesc să spun că în felul său colonialismul și rasismul, care au mers mână în mână, așa cum am spus aici, sunt cea mai mare pată pe obrazul lumii moderne și pe obrazul lumii europene. Una dintre cele mai mari, evident că poate au fost mai multe, dar tocmai de aceea, pentru că asta s-a întâmplat, e important să gândim modalități în care și să acționăm în așa fel încât astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Ne oprim aici. Cristi, dacă vrei să spui și tu două cuvinte. Eu îi mulțumesc mult lui Ovidiu pentru răbdare. Eu l-am invitat pe el și în cursurile mele, recunosc, și am fost fascinat de cantitatea uriașă de informație pe care e capabil să o mobilizeze pentru a face o alocuțiune de felul acesta. Cristi, cum ți s-a părut ție? Ca să iau un feedback și de la tine. Da, mi-a plăcut, am descoperit ca de obicei lucruri noi, cum ai spus tu la sfârșit, ingredientul colonial al modernității. Pe de altă parte, fizician fiind, cumva iese în față paralela asta dintre colonialismul pe suprafața pământului al civilizațiilor umane și ceea ce încercăm noi să facem în spațiu. Pentru că dacă stau bine și mă gândesc, colonialismul s-a bazat și pe obeția succesului, în special a succesului militar, pentru că atunci când Columb chiar a avut un succes militar și cei care au urmat imediat, asta ar fi dovedit oarecum că sunt superior, nu că am câștigat războiul, noi suntem superiori. Există această beție a succesului, inclusiv în cunoașterea științifică. În momentul când reușești să te duci la alte planete, să te duci, știu și eu, îndepărtări, să înțelegi cosmosul, ai o beție a succesului, te simți cumva în centrul universului, tu ești cel care o înțelege și atunci fac această paralelă și mă bucur că Ovidiu a adus-o dintr-o altă perspectivă, dar fac această paralelă cumva să nu cădem și noi în această beție a succesului și să ne apucăm într-adevăr să fim colonial față de ceea ce vom descoperi pe viitor sau față, chiar față de planete nelocuibile, ca să zic așa. Da, cu paralela asta, ca să zic așa, ies din această emisiune și cu adevărat și cu multe alte lucruri învățate de la Ovidiu. Mulțumim, îi mulțumim lui Ovidiu Țichindeleanu încă o dată. Mult spor în tot ce faci. Să ne revedem cu bine. Ovidiu locuiește acum la Chișinău. E un cetățean al lumii. De la New York la Chișinău a bătut drumul de mii de ori. Din Olanda la Berlin și de la Cluj. El e și clujan, mai ales clujan, mă rog, pe jumătate sibian, cred că, e într-adevăr unul dintre marii cetățeni acestei lumi, care acoperă și prin călătoriile lui, dar mai ales prin
elocința lui orizonturi dintre cele mai importante și mai interesante astăzi. Mulțumim încă o dată, Ovidiu, pe foarte curând. Mulțumesc mult pentru invitație, aveți grijă de voi și aștept o discuție pe partea pozitivă, partea de liberare, despre liberare și emancipare. Probabil în sezonul 2 al emisiunii, dacă reușim la toamnă să repornim emisiunea, o să integrăm și chestiunea acestea. E o listă deja care începe să se contureze pentru sezonul 2. După 30 și ceva de episoade, cred că o să luăm cu Cristi o pauză. Dar până atunci vă invităm săptămâna viitoare la întâlnirea cu politologul Cristian Pârvulescu, care ne va vorbi despre extremism, despre diferitele versiuni ale extremismului, care, vai, din păcate, e atât de prezent astăzi. Spune cineva că mai vrem, e bine că am creat și dependențe. Pe foarte curând, tuturor, să ne revedem cu bine, o seară frumoasă! Aveți grijă de voi! Ca de obicei, le spun celor care ne urmăresc și care vor să dezbată mai departe acest subiect și ca de obicei după seria de joi seara, ne auzim și pe Discord. discord.gg/presură, puteți să folosiți și aplicația de Discord. Marele avantaj este că acolo putem să avem o dezbatere pe voce, deci puteți să vă exprimați opiniile nu numai în scris, ci și pe voce. Deci acum voi ieși și eu de aici și voi intra pe Discord. La revedere!